Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România a decis suspendarea restricțiilor de trafic ce urmau să fie impuse începând cu această săptămână pe drumul național 66. Cei care tranzitează zona o vor putea face liber la orice oră, însă vor trebui să respecte semaforizarea. S-a ridicat restricția de circulație pe defileul Jimului Petrosonu, Bumbejiu, Petroșan, în sensul că se va circula în continuare doar în regim de drum în lucru, nu va mai fi restricție de circulație sub acest aspect. Bineînțeles că drumul va fi asigurat cu semaforizare și cu dirijarea traficului de către reprezentanții constructorului. Nu mai este nici restricție de greutate, care până acum era în intervalul 12-14 de 7 tone. Drumul va fi din nou închis, însă deocamdată nu se știe când și pentru ce perioadă. În viitor, constructorul va avea lucrări de rocamente, de intervenție masivă pe axul drumului, atunci se vor institui astfel de restricții. Dacă va fi cazul, repet, și va fi, dar nu știm încă, vom anunța din timp și vom, bineînțeles că se vor instala din nou indicatoarele care să dirigeze traficul. Reabilitarea defileului Jiului a început în urmă cu 3 ani, în 2012, și trebuie finalizată în acest an. Lucrările s-au desfășurat greoi și există posibilitatea ca termenul să fie prelungit.